Mutarea școlii de artă într-un nou spațiu nu a afectat activitatea instituției, deoarece în această perioadă este vacanță. Nu se știe însă cum va funcționa școala din toamnă, deoarece în noua locație nu este spațiu suficient pentru toate activitățile. Activitatea școlii de artă o considerați acum ca și activitățile școlilor din învățământul formal în vacanță. Sigur, dar partea administrativă și nu numai, inclusiv profesori, sunt implicați în procesul de mutare într-un nou sediu la școlii de artă, nouă locație pentru sigheteni și nu numai, pentru că noi avem elevi și din alte localități ale Maramureșului. Va fi fostul restaurant Zimbrul, la etaj. Sigur, un spațiu relativ bun, care e în curs de amenajare acum de către cel care a alocat spațiul, primăria Sighet. Lucrările de reabilitare și amenajare în noul sediu sunt executate în proporție de 80%, iar directorul școlii speră că mutarea va fi posibilă începând de săptămâna viitoare. Acest amplasament va fi însă provizoriu pentru școala de artă până se va găsi o clădire în care instituția să-și poată desfășura toate activitățile. Igienizări, reamenajări, pentru că acolo a fost altceva, hotel și bar și da, și acum mai se lucrează puțin la instalația electrică, câte știu eu, termic ar trebui să fie gata, pardosele și cam atât. Ce îmi preconizați că veți începe mutările? În momentul când s-au finalizat, noi suntem pregătiți, după cum vedeți, să poate și vedea și aici, ne-am pregătit pentru a ne muta în noua locație. S-ar putea să fie și săptămâna viitoare. Este suficient spațiu pentru a vă desfășura toate activitățile, cel puțin provizoriu? Nu, dar prin grija primăriei am fost ajutați și cu alte spații în apropiere. De exemplu, pictura și iconografia, noi am găsit un loc adecvat în nou spațiu. Bine, mă bucur că există totuși fosta, ce a fost acolo, discotecă, care conferă posibilitatea de a avea o sală de dans. Că e cea mai spațioasă de care avem nevoie. Și pentru că am fi avut nevoie și de săli cu multă lumină, deocamdată provizoriu, am înțeles că vom funcționa cu pictura și iconografia la Tarasu Cencu. Școala de artă Gheorghe Chivu va relua activitatea cu publicul din 1 septembrie.